Weekendul trecut a avut loc la Slobozia cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Șah cu Pasatorii Art. Competiția a marcat debutul unei serii de evenimente în anul aniversar al clubului Satori, dedicat împlinirii a 30 de ani de instruire a numeroși sportivi sub deviza Pasiune pentru Performanță. Festivalul Internațional de Șah Satori Art este organizat de două ori pe an, în lunile martie și noiembrie, de 8 ani. Evenimentul a crescut constant în popularitate, devenind unul dintre cele mai mari turnee de șah din țară. Festivalul a inclus și de data aceasta mai multe turnee, în funcție de scorul ELO și de vârsta participanților. Au fost oferite 10 de premii, constând în table de șah, cupe, medalii, diplome și premii în bani. Marele câștigător al turneului principal a fost Răzvan Tudoroiu, de la Clubul Sportiv Municipal Galați. La categoria 12 ani, pe locul întâi s-a situat șahistul Petru Varabiescu, din Satu Mare. La 10 ani, câștigător a fost Justin Larion, de la Clubul Sportiv Oxigen București, iar la categoria 8 ani pe primul loc s-a clasat Aron Drăgoi, de la Clubul Sportiv Universitar de Șah București. Evenimentul a fost organizat sub îndrumarea antrenorului secției de șah Daniel Nițu și a președintelui clubului Cristian Ursu. Acesta a declarat: remarcăm participarea numai puțin de 300 de jucători din România, Moldova, Bulgaria și Ucraina, aducând o diversitate captivantă în competiție. Apreciem susținerea sponsorilor, fără de care acest eveniment nu ar fi fost posibil. De la copii și adolescenți până la tineri, adulți și persoane de vârsta a treia, festivalul adună sub umbrela sa o varietate impresionantă de vârste și talente. Clubul sportiv Satori Art rămâne dedicat călătoriei sale minunate spre performanță. Cu fiecare mutare strategică, Festivalul Internațional de Șah Cupa Satori Art continuă să scrie istorie și să inspire iubitorii de șah din întreaga regiune, a mai spus Cristian Ursu, președintele clubului Satori.